Unul dintre cele mai vechi locașuri de cult ale capitalei a fost resfințit astăzi. După numeroase lucrări de restaurare, Biserica Dudești Cioplea I a revenit la frumusețea cea din tâi, iar în ziua în care și-a zărbătorit ocrotitorul pe Sfântul Ierarh Nicolae, a primit ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Slujba de sfințire a fost oficiată de preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a evidențiat în cuvântul de învățătură evlavia poporului român față de Sfântul Ierarh Nicolae. În țara noastră foarte mulți creștini și creștine cinstesc pe Sfântul Ierarh Nicolae și prin purtarea numelui. Este un nume frumos și un nume des întâlnit. Să-l dăm în continuare copiilor și nepoților noștri cu convingerea că Sfântul Ierarh Nicolae din ceruri, din împărăția lui Dumnezeu, va ocroti, va lumina și va îndruma pașii tuturor creștinilor, dar mai ales ale celor care îi poartă cu cinste și cu demnitate sfințitul său nume. Pentru lucrarea pastoral-misionară desfășurată, părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, părintele slujitor a fost hirotesit iconom, iar binefăcătorii au primit diplome de vrednicie. Lucrarea principală care s-a săvârșit la biserica noastră a fost lucrarea de restaurare-conservare a picturii murale. Pictura din interior a fost executată în anii 1980 de vestitul pictor Iosif Keber, pictură care a fost restaurată între anii 2011-2014 de doamna restaurator Teodora Ianculescu Spătaru. Ziua de astăzi este ziua mult așteptată și mult dorită. Este o zi binecuvântată, zi în care pe lângă hramul bisericii au primit și înnoirea aceasta a Duhului Sfânt prin sfințirea bisericii noastre. Felicităm totuși în acest moment al încheierii sfințirii pe părintele paroh, pe părinți împreună slujitori, pe cei care au jertfit ca această biserică să fie înfrumusețată și adusă la stadiul pe care o vedem astăzi, și vă felicităm pe dumneavoastră care ați ținut ca în această zi de hram și de sfințire a bisericii să fiți împreună cu noi rugători către Dumnezeu cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Biserica parohiei Sfântul Nicolae Dudești Cioplea I este una dintre cele mai vechi biserici din București. Biserica Dudescului este una și aceeași cu biserica pomenită la 1820, după cum se arată în Pisania de la 1901.